hotărâre ca, la care ne trebuie 2-3 vot. O să începem cu cele care se pot fi adoptate cu majoritate simplă și sperăm ca pe parcurs să vină și pe la Sfântul ca să putem supune de spate și celelalte proiecte. Cunoașteți proiectul ordin de zi. Am văzut cu completările care au fost transmise ulterior. Dau citire acestei ordini de zi. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe 1 august 2018. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unor bunuri din administrarea Spitalului Municipal Sfântul Ierarh, Dr. Luca Onești, din administrarea Consiliului Local Onești. 3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Onești în domeniul privat al municipiului Onești a unor bunuri în vederea scoaterii din funcțiune și casarea acestora. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local al municipiului Onești. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale aferente anului 2019. 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 65 din 24 octombrie 2002 privind aprobarea concesionării și închirierii unor suprafețe de teren și atestarea unei suprafețe de teren la domeniul privat al municipiului Onești. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind închirierea bunurilor imobile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Onești, precum și reglementarea unor aspecte cu privire la contractul de concesiune și închiriere aflate în derulare sau stabilite prin reguli speciale potrivit legii. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării structurii organizatorice a Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei actualizate a numărului de personal, organigramei și statului de funcții la Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești. 10. Proiect de hotărâre privind soluționarea cererii numărul 4789 din 25.01.2018 formulat de către SC Faleza SRL. 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea transmiterii fără plată a terenului ce aparțin domeniului privat al municipiului Onești în suprafață totală de 2400 metri pătrați situate în municipiul Onești, strada Perchinului numărul 1 B, județul Bacău, în proprietatea Bisericii Pentecostale Philadelphia Onești. Cele două proiecte care au venit în completarea ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării strategiei de dezvoltare locală a municipiului Onești, județul Bacău, pentru perioada 2017-2022 și ultimul proiect de hotărâre privind actualizarea proiectului reparații capitale, modernizare și eficientizare energetică Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești, a cheltuielilor legate de proiect și aprobarea actului adițional numărul 2 la acordul de parteneriat numărul 48.122 din 3-10-2017. Dacă sunt observații la ordinea de zi, dacă nu supun la vot ordinea de zi, cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abținere-mă sunt. Înainte de a intra în ordinea de zi, dacă sunt observații la procesele verbale ale ședințelor anterioare, este vorba despre procesul verbal al ședinței din 7 iunie 2018, ședință ordinară, și procesul verbal al ședinței din 28 iunie 2018, ședință extraordinară. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva, abțineri, nu sunt. Da? Bun. Deci am înțeles că s-a făcut și formul pentru toate proiectele aflate pe ordinea de zi. O să începem cu proiectul de hotărâre numărul 1. Este vorba despre proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe 1 august 2008 și inițiator Natur Nicolae Primar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Prin acest proiect de hotărâre propun ca următorul consilier în funcție în ordine alfabetică să fie ales președinte de ședință pe 1 august 2018 pentru una desfășurarea ședințelor de Consiliu și pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Onești, precum și a legislației în vigoare. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Reprezentantul compartimentului de specialitate. Având în vedere prevederea articolului 35 din legea administrației publice locale și articolului 11 din regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local, urmează să dispuneți alegerea președintelui de ședință pentru 1 august 2018. Mulțumesc. Reprezentantul Comisiei de Specialitate.
Cine urmează? Toian, sunteți de acord? Da, domnul președinte. Da, mulțumesc. Dacă nu sunt discuții, dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva, ține mulțumesc. Să trecem la proiectul de hotărâre numărul 2 privind aprobarea preluării unor bunuri din administrarea Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești, administrarea Consiliului Local Onești, inițiator Natul Nicolae Primar. Vă rog. Vă mulțumesc. Bunurile propuse prin acest proiect de hotărâre a se trece din administrarea Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești în administrarea Consiliului Local Onești, respectiv un cazan de apă și două schimbătoare de căldură, nu mai au nicio utilitate conform adreselor numărul 82.349 din 12.12.2016 și numărul 9.952 din 13.06.2014 emise de către Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești. Având în vedere cele menționate, supunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul reprezentantul compartimentului de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, conform prevederii articolului 36, alineatul 2, litera C din legea 205/2001, administrație publice, Consiliul Local are inițiative și hotărăște în condițiile legii în toate problemele de interes local și are atribuții și privind administrarea domeniului public și privat al municipiului. Prin adresele 82.349 din 12.12.2016 și 9.952 din 13.06.2014 ale Spitalului Municipal Onești, se comunică că trei mijloace fixe, respectiv un cazan de apă și două schimbătoare de căldură, aflate în administrarea Spitalului Municipal, nu mai sunt funcționale și se dorește predarea acestora în administrarea Consiliului Local, în vederea scoaterii din funcțiuni și casele. Predarea primirii bunurilor aflate prezent în administrarea Spitalului Municipal se va face pe bază de proces verbal de predare primirii. Având în vedere cele prezentate, vă rog să analizați proiectul de hotărâre în forma prezentată și fac mulțumesc, Comisia 1 a vis favorabil proiectul. Dacă sunt discuții pe imaginea acestui proiect, dacă nu trecem la vot, cine este pentru? Vă mulțumesc, nu sunt nici abțineri, nici voturi împotrivă. Proiectul numărul 3, trecerea din domeniul public al municipiului Onești în domeniul privat al municipiului Onești a unor bunuri în vederea scoaterii din funcțiune și casarea acestor. Inițiator, Natul Nicolae. Vă mulțumesc. Bunurile care fac obiectul prezentului proiect de hotărâre reprezintă o punte metalică peste râul Cașin, punte ce a fost distrusă în totalitate în urma inundațiilor din anul 2005, așa cum precizează și nota de constatare a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență din 18.07.2005, precum și trei mijloace fise, respectiv un cazan de apă și două schimbătoare de căldură, ce au fost în administrarea Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești, dar care nu mai sunt funcționale. După scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, se va proceda la valorificarea și după caz casarea acestora potrivit prevederilor legale în vigoare. Față de cele menționate mai sus, supuneți spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Reprezentantul compartimentului de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile articolului 10 din legea numărul 213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificările și completările ulterioare, trecerea din domeniul privat, se face după caz prin din domeniul public în domeniul privat se face după caz prin hotărârea guvernului, hotărârea ale Consiliului Județean sau ale Consiliului Local. Bunurile propuse trece din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Onești, în vederea scoaterii din funcțiuni și caselor, nu mai au nicio utilitate. Astfel, puntea situată peste râul Cașin a fost luată de viitură în perioada 12-13 iulie 2005 și mai sunt încă trei mijloace fixe aflate în proprietatea Spitalului Municipal, în proprietatea municipiului Onești, respectiv un cazan de abur și două schimbătoare de căldură. Pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării, activele vor fi trecute în domeniul privat al municipiului Onești,
potrivit reglementărilor privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. După scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, se va proceda la casarea acestora, potrivit prevederilor legale, privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice și reglementărilor specifice. Față de cele prezentate, vă rog să aprobați prezentul proiect de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Mulțumesc, reprezentantul Comisiei. Comisia 1 aviz favorabil. Comisia 4 aviz favorabil. Mulțumesc, dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Nu sunt decât la vot cine este pentru. Mulțumesc. Proiectul a fost adoptat. Trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local al municipiului Onești, inițiator Natu Nicolae, primar. Vă mulțumesc. Veniturile și cheltuielile bugetare sunt aprobate în condițiile legii pe o perioadă de un an, perioadă care corespunde exercițiului bugetar. Față de bugetul aprobat, s-a constatat că există depășiri de venituri, venituri ce vor suplimenta bugetul local la următoarele capitole: administrație locală, evidența populației, învățământ, cultură, dezvoltare publică. De asemenea, propune suplimentarea cu 3.000 de lei activității culturale Caravana Filmului Românesc, capodopere ale cinematografiei naționale, carte și film. Față de cele prezentate mai sus, supune spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Vă mulțumesc. Se face reprezentantul compartimentului. Domnilor și domnilor consilieri, Consiliul Local are inițiativa și hotărăște în condițiile legii în toate problemele de interes local, fiind de atribuții, se numără și aprobare la propunerea primarului a modificărilor apărute în structura bugetului ca urmare a depășirilor de venit. Având în vedere prevederile următoarelor acte normative, articolul 36 alineatul 4 din legea administrației publice locale numărul 215/2001, modificările și convertărilor ulterioare, articolul 3 alineatul 2 și articolul 49 alineatul 7 din legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, propunem următoarele modificări. Din depășiri de venituri se suplimentează bugetul cu suma de 3.150.000 lei la următoarele capitole de cheltuieli. Capitolul 51.02, administrație locală, 100.000 lei pentru bunuri și servicii, energie electrică, gaze și apă. Capitolul 54.02, evidența populației, 50.000 lei bunuri și servicii, energie electrică, gaze și apă. Capitolul 55.02, domeni, 50.000 lei. Capitolul 61.02, ordine publică, 50.000 lei, bunuri și servicii, de asemenea, energie electrică, gaze și apă. Capitolul 65.02, învățământ, se suplimentează cu 125.000 lei, bunuri și servicii. Capitolul 65.02, învățământ, se reduce fondul handicap cu 125.000 lei. La capitolul 67.02, cultură, 250.000 lei. Energie electrică, gaze, apă, bunuri și alte cheltuieli neprevăzute pentru următoarele obiective: ștamp, bibliotecă, muzeu, cheltuieli social-culturale, sport, religie. Capitolul 70.02, dezvoltare publică, 600.000 lei pentru aviz, 1.500.000 lei pentru SCDPP, 300.000 lei energie electrică, 100.000 lei spațiu locativ, 100.000 lei apă canal. Din HCL 32/2018, în cadrul anexei 11 la punctul 9, s-a aprobat desfășurarea și organizarea evenimentului cultural Caravana Filmului Românesc, capodopere ale cinematografiei naționale. Din HCL 46/26/2018 a fost aprobată suma de 25.000 lei pentru desfășurarea evenimentului. Având în vedere inițiativa luată Onești de a continua organizarea acestui eveniment, ce a fost îndrăgit de publicul Onești, în prezent un număr mare la prima etapă desfășurată în perioada 28 mai-1 iunie, propun suplimentarea cu suma de 3.000 lei pentru a continua organizarea celei de-a doua etape, ce se va desfășura în perioada 6-12 august în municipiul Onești. Cu adresa numărul 4279 din 3 iulie 2018, Direcția de Asistență Socială solicită suplimentarea fondului de salarii pentru cabinetele medicale, capitolul 6602, cu suma de 400.000 lei. Modificările specificate sunt prezentate în anexă la prezentul proiect de hotărâre. Față de raportul de specialitate comunicat către dumneavoastră, vă comunicăm de asemenea că s-au omis să fie trecut la capitolul 7002, rambursări credite, suma de 50.000 lei. A fost evidențiat de asemenea și în expunerea de motive. Față de cele menționate, vă rog să analizați și să decideți în consecință. Mulțumesc, reprezentantul Comisiei de Specialitate. Comisia 1 acordă aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe acest proiect? Sunt? Nu știu, trecem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Ține acolo pe primă. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale aferente anului 2019. Inițiator Natu Nicolae, primar. Vă mulțumesc.
În vederea recuperării decalajului generat de rata inflației înregistrată în anul anterior, este necesară actualizarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019, prevăzute de articolul 491 alineatul 1 din Codul Fiscal cu rata inflației de 1,3%, comunicate de Institutul Național de Statistică. Competența aprobării prezentului proiect de hotărâre aparține Consiliului Local, drept pentru care propun prezentul proiect de hotărâre. Vă mulțumesc! Mulțumesc, reprezentantul compartimentului specialitate. În conformitate cu principiul autonomiei locale, care corespunde Cartea Europene a Autonomiei Locale, adoptată la Strasburg la 15 octombrie 1985, ratificată de România prin legea 199/1997, corroborată cu prevederea articolului 36 aliniatul 2 litera B și aliniatului 4 litera C din 2001 privind administrația publică locală, stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale se dostă de legea numărul 227/2015 privind codul fiscal, intră în competența Consiliului Local. Indexarea impozitelor și taxelor locale este reglementată de articolul 491 aliniatul 1 din legea numărul 227/2015 privind codul fiscal, modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că în cazul oricărei impozite sau oricărei taxe locale care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual până la 30 aprilie, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Sumele indexate conform aliniatului 1 menționat anterior se aprobă prin hotărârea Consiliului Local și aplică în anul fiscal următor. De asemenea, sunt supuse indexării și sumele reprezentând limitele anumitelor contravenționale pe dosul de legea numărul 227/2015, astfel cum este prevăzut în articolul 493 aliniatul 7 din Codul Fiscal, și anume limitele anumitelor prevăzute la aliniatul 3 și 4 se actualizează prin hotărârea Consiliului Locale conform procedurilor stabilite la articolul 491. Potrivit adresei Institutului Național de Statistică, înregistrată cu numărul 9954 din 29-2018 la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2019, Consiliile Locale vor utiliza rata inflației pentru anul 2017 în procent de 1,3%. Precizând că nivelurile impozitelor pe mijloace de transport cu masă totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, autovehiculele articulate sau trenuri rutiere au fost actualizate prin ordonanță de urgență a Guvernului numărul 79/2017 pentru modificare și completare legii numărul 227/2015 prin codul fiscal și au fost însușite prin HCL numărul 189 din 27/13/2017. Acestea se actualizează anual prin transpunerea directivei 1999/62 a Consiliului Europei de aplicarea taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri prin actualizarea impozitului pentru vehiculele transportate cu masă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, conform datei de schimb a monedei euro, astfel cum a fost publicată în jurnalul oficial al Uniunii Europene din 2 octombrie 2017. Precizăm faptul că la sfârșitul anului se va iniția un nou proiect de hotărâre prin care se vor stabili impozitele și taxele locale în baza legii 227/2015 prin codul fiscal, urmând ca la stabilirea fondului acestora se țină cont și de această indexare. De asemenea, reamintim că indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației este o obligație legală a autorităților deliberative. Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să analizați și să dispuneți. Mulțumesc, reprezentantul Comisiei. Aveți favorabil. Aveți discuții. Dacă nu sunt, eu am să fac o scurt de aprecieri. Am să încerc să explic de ce trebuie să aprobăm acest proiect, pentru că s-ar putea ca să fie cu cetățenii Agonești care să dorească să mulțumească la cineva pentru acest proiect de hotărâre, pentru că el înseamnă o majorare a taxelor și impozitelor pe care le vom plăti și le vom plăti pe anul 2019. Este o dispoziție legală pe care noi trebuie să o respectăm, pentru că dacă n-am respectat-o, o să vină Curtea de Conturi și o să ne ia la întrebări și pe domnul primar și pe noi, și nu numai atâta. Iar în ceea ce privește creșterea ratei inflației sau atingerea ipotecii de 1/34, în anul financiar 2017, pentru acest lucru nu trebuie să mulțumească nici domnul primar, nici nouă consilierilor, ci trebuie să ducă mulțumiri în altă parte. Cred că găsesc că-i cuțin că mulțumesc. Vă mulțumesc. Cine este pentru? Următorul proiect. Aprobat, dar asta, cine? Mă scuzați. Deci, numărăm. Am fost doar 3. Cât? 3 abțineri și... Din 16... Și 13 abțineri. Deci proiectul a trecut.
Proiect de hotărâre numărul 6 pentru modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 61 din 24 octombrie 2002 privind aprobarea concesionării și închirierii unor suprafețe de teren și asestarea unui suprafețe de teren la domeniul privat al municipiului Onești. Inițiator Dr. Nicolae Primul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea poziției numărul 27 din anexa la HCL numărul 65 pe 2002, respectiv suplimentarea suprafeței de teren conform actualizării măsurătorilor cadastrale și schimbarea reprezentantului firmei înscris în contractul de concesiune, având în vedere atribuțiile Consiliului Local de administrare și aprobare a concesionării sau închirierii bunurilor ce aparțin domeniului public sau domeniului privat al municipiului Onești. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Reprezentantul compartimentului. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere atribuțiile Consiliului Local prevăzute de articolul 36 din Legea Administrației Publice Locale cu privire la administrarea, concesionarea și închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Onești, precum și prevederile articolului 15, litera E din Legea 50/1991 referitoare la condițiile în care terenurile destinate publicului se pot concesiona fără licitație publică cu plata taxei de redevență stabilită potrivit legii, contractul de concesiune 144/2003 și autorizația de construire 61/2003, în baza căreia s-a edificat extinderea farmaciei situată în strada Dr. Victor Babeș, bloc 8, scara D, apartament 37, ce aparține societății SC San GV FARSRL, a cărei suprafață construită necesită a fi modificată ca urmare a reactualizării măsurătorilor cadastrale, precum și faptul că administrarea și reprezentarea societății SC GV FARSRL este realizată de asociatul Sandu Marina, conform actului constitutiv al firmei numărul 3/2007, faptul că obligațiile financiare aferite la contractul de concesiune menționat în anexă sunt aplicate. Prezentul proiect de hotărâre propune spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Onești următoarele: 1. Suplimentarea suprafeței de teren ce face obiectul contractului de concesiune cu 7,5 m² de la 14,5 m² la 22 m², așa cum reiese din planul de amplasament de limitare anexat. 2. Atestarea la domeniul privat al municipiului Onești a suprafeței de 22 de metri pătrați și 3. Schimbarea reprezentantului SC San GV FARSRL înscris în contractul de concesiune, noul administrator și reprezentant fiind asociatul Sandu Marina. Modificările propuse aprobării vor sta la baza modificării poziției numărul 27 la anexa HCL numărul 65/2002 și atestarea la domeniul privat al unei suprafețe de teren în vederea încheierii unui act adițional al contractului de concesiune 144/2003. Luând în considerare cele menționate mai sus, propunem să analizeze și aprobarea dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Mulțumesc, reprezentantul Comisiei. Comisia 2, avis favorabil. Comisia 1, avis favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții, dacă nu trece la vot, cine este pentru? Da, vot pentru unanimitate. Vă propun să facem, înainte de a intra la dezbatere, proiectul numărul 7, care mi se pare că e cel mai important proiect, dar facem o mic scurtă pauză. Am ajuns la proiectul numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind închirierea bunurilor imobile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Onești, precum și reglementarea unor aspecte cu privire la contractul de concesiune și închiriere aflate în derulare sau stabilite prin reguli speciale potrivit legii. Inițiator dat Nicolae Primar. Mulțumesc. Având în vedere necesitatea reglementării regimului juridic și administrativ al atribuirii contractelor de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea municipiului Onești, precum și necesitatea reglementării unor aspecte cu privire la contractele de concesiune și închiriere aflate în derulare, propunem aprobarea regulamentului privind închirierea bunurilor imobile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Onești, precum și reglementarea unor aspecte cu privire la contractele de concesiune și închiriere aflate în derulare sau stabilite prin regele speciale potrivit legii conform prezentului proiect de hotărâre. Vă mulțumesc! Reprezentantul compartimentului de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere prevederea articolului 36 a Legii Administrației Publice Locale 215/2001, pe baza cărora Consiliul Local exercită atribuții de administrare a domeniului public și privat al municipiului Onești, propune Consiliul Local aprobarea acestui proiect de hotărâre necesar reglementării procedurilor administrative de închiriere a bunurilor imobile aparținând municipiului Onești. Prezentul proiect de hotărâre are ca scop stabilirea regimului administrativ juridic urbanistic pentru atribuirea contractelor de închiriere prin licitație publică, precum și reglementarea unor aspecte privind la contractele de concesiune și închiriere aflate în proprie de rolare și stabilite prin reguli speciale potrivit legii. Prezentul regulament
stabilește conținutul cadrul al documentației de închiriere alcătuită din studiul de oportunitate și caietul de sarcini. Aici am mențiunea că solicitările vor fi analizate inițial din punct de vedere al legalității acestora și abia apoi se va întocmi studiul de oportunitate cu privire la oportunitatea investiției propuse sau scopul închirierii. Ulterior, conținutul cadrul al documentației de atribuire a contractului de închiriere și instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea procedurilor de închiriere, precum și cadrul general privind contractul de închiriere în conformitate cu prevederile legale în materie. Deoarece UG54/2006 reglementează numai concesionarea bunurilor imobile proprietate publice, iar prevederile legii 50/1991 reglementează exclusiv concesionarea terenurilor destinate construirii, considerăm că pentru atribuirea contractelor de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietate publică sau privată a municipiului, autoritatea locală trebuie să stabilească un regulament unitar și nediscriminatoriu cu respectarea principiilor transparenței, propovăra opționalității, liberei concurențe. Mai am o mențiune, deci când vorbim de bunuri imobile clădiri, nu ne referim la cele cu destinația de locuință care sunt administrate de fondul locativ. Având în vedere cele menționate, supunem spre analiză și aprobarea Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumim! Mulțumesc, comisie. Comisia 1 a avis favorabil. Comisia 4 a avis favorabil. Sunt amendamente. La acest proiect am făcut două amendamente și am să le citesc și după aia am să le explic ca să fie pe înțelesul tuturor. La articolul 2, aliniatul 2, în proiect se spune așa, că au calitate de locator în numele municipiului Onești, Consiliul Local reprezentat prin primar și persoanele juridice de drept public aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Onești, reprezentate prin conducător pentru bunurile imobile din proprietatea municipiului Onești administrate de către aceste instituții. Amendamentul propune modificarea acestui articol în forma următoare. Au calitate de locator al municipiului Onești prin primar și persoanele juridice de drept public reprezentate prin conducător pentru bunurile imobile din proprietatea municipiului Onești, administrate de către aceste instituții, cu aprobarea prealabilă în mod expert a Consiliului Local. Deci am lăturat Consiliul Local să aibă calitatea de locator, să încheie contracte reprezentate de primar, pentru că Consiliul Local în niciun caz nu poate fi reprezentat de primar, iar aceste drepturi de a încheia contracte, conform legii 215, și mă refer la articolul 21, le are OAT-ul. Deci Consiliul Local nu are ce căuta în această ecuație decât să aprobe contractele de închiriere. S-a dat și calitatea de locator persoanelor juridice de drept public, care au bunurile date în administrare, deci bunuri proprietatea Consiliului Local, dar numai cu aprobarea sau mandatul expres al Consiliului Local. La articolul 31, aliniat 4, la reguli privind conflictul de interese între membrii comisiei și ofectant. La articolul aliniatul 4, spune așa, că nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare sau evaluare a ofertelor următoarelor persoane. Soț sau soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea, inclusiv cu ofertantul persoană fizică, și B, soț sau soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea, inclusiv cu persoane care fac parte din Consiliul de Administrație, organul de conducere, ori de supervizare al unuia dintre ofertanții persoane juridice. La acest aliniat, la aceste litere, am introdus și fostul soț, logodnicul sau concubinul, care sunt în conflict de interese, ar putea fi în conflict de interese cu ofectantul. Și de ce am introdus fostul soț? Pentru că din proprie experiență știu că fostul soț rămâne fie în relație de dușmănie, de moarte cu fosta soție, sau rămân prieten pe vecin. Nu există altă situație. Logonicul, logona, este o instituție care produce efecte juridice. Este reglementată de către codul civil care a vrut să dea efecte juridice în o situație de fapt, cum este logona sau concubinul. Și așa că
membrii comisiei care vor fi într-o astfel de situație, fie se retrag, fie dau o declarație pe proprie răspundere că nu sunt în niciun caz de incompatibilitate. Acestea sunt modificările propuse de către mine. Urmează... Eu mi le însușesc. Inițiatorul proiectului le însușește, așa că propun la vot proiectul cu... Dacă nu se discuți. Da, mă scuzați. Da, am... Cu discuții. A luat o pauză, nu mai e. Eu vreau să apreciez acest regulament, pentru că el armonizează, mi se pare destul de bine, partea tehnică, administrativă, cu cea juridică. Și cred că răspunde întru totul principiilor pe care le-a enumerat, și anume să asigure transparența, tratamentul egal, proporționalitatea, nediscriminare și libera concurență. Este, nu e ușor să... Eu am stat, l-am citit foarte bine pentru că vreau să-l aprofundez. Cred că nu este ușor să faci un astfel de regulament. Este adevărat că avem, vine peste noi codul administrativ care va aduce unele modificări în sensul că am înțeles că concesiunea va fi... se va putea face concesiune și în domeniul privat, dar până când acest cod își va produce efectele, este o cale destul de lungă, dar fiind discuțiile care sunt în prezent. Când apreciați, domnul consilier, că va fi codul? Din informațiile noastre. Din informațiile mele de la președinție, cred că până luna februarie-martie. Cam așa? Glumesc. Nu știu, nu pot. O să vedem. Dar sunt foarte multe persoane juridice care așteptau acest regulament de foarte mult timp. Uitați codul administrativ. Dacă aveți ceva de spus, domnul primar, vă rog să luați cuvânt. Da, spuneți partenerilor dumneavoastră de la putere, din opoziție, să grăbească, domnul, acest lucru. Nu sunt partenerii mei, eu sunt partener cu dumneavoastră acum în acest moment. Încurcă lucrurile în administrație, domnul. Da, domnule, mulți încurcă lucrurile, dar n-are cum să discutăm acum politic. Da, haideți să supărăm. Nu, doamna consilier Bădic. Câteva nelămuriri. Le-am discutat și cu o parte din celălalt juriști în Consiliul Local și cu doamnele din aparat și nu m-am lămurit. În codul civil nu este reglementat ca proprietatea publică să fie închiriată. Doi. Da, articolul 166. Eu nu am văzut, dar s-ar putea să fi greșit, care articol din ce lege interzice în momentul de față ca proprietatea privată să fie concesionată. Domnul secretar, care este? Codul civil. Da, codul civil are cât? 2600 de articole. Da, în codul civil este prevăzut că doar proprietatea publică se concesionează, de asemenea, domanța 54-2006. Domnul secretar, haideți, vă rog, spuneți-mi, citați-mi articolul. Care articol care spune că este interzisă concesionarea bunurilor din domeniul privat? Nu, dar trebuie interpretat pe al contrariu. 866 spune foarte clar că se poate concesiona doar bunul proprietate publică. Ceea ce înseamnă că concesiunea nu este, nu se poate face la bunurile proprietate publică. Deci la proprietate privată. Deci concesiunea este pentru bunurile proprietate publică. Problema pe care a invocat-o colega noastră este legată de dispozițiile 866, care spun foarte clar că drepturile reale corespunzătoare proprietății publice sunt administrarea, concesiunea și folosința cu titlu gratuit. Ceea ce înseamnă că închirierea nu se poate face raportat la bunurile din domeniul public. Avem dispozițiile articolului 2, alineat 5, care spun în felul următor. Obiectul contractului de închiriere este bunul imobil înscris în cartea funciară ca aparținând domeniului public sau privat al municipiului Ionești. Și de aici ar apărea mica problemă pe care ar trebui lămurită, sigur că da. Eu cred că trebuie stabilite foarte bine lucrurile și cred că trebuie regulamente separate. Pentru proprietatea privată, care este mult mai facil, și pentru proprietatea publică, în care condițiile sunt altele. Pe de altă parte, distinție trebuie făcută și între concesiune și închiriere. Înțeleg că acest regulament este un regulament de închiriere. Pe undeva prin conținutul lui avem și slash concesiune.
când e concesiune, când e închiriere, dacă se solicită concesionare domeniul public, cum se face și în ce bază se face această concesionare domeniul public, pentru că ea este perfect legală. Deci nu lămurește aceste aspecte legate de proprietatea publică și privată, mi se pare că sunt amestecate și ar trebui reglementate separat. Da, într-adevăr, proprietatea publică nici nu putea să facă parte. Inițial, în proiectul inițial, a făcut parte și concesionarea proprietății publice, dar așa cum v-am spus, concesionarea proprietății publice face obiectul ordonanței 54/2006, unde sunt stabilite regulile cum se face o concesionare. Acolo există termene separate, comisii, după alte. Pe codul civil, așa cum am spus și v-a explicat și doamna consilieră Pașcu, există reglementarea doar pe concesionare pe domeniul public și există închirierea, locațiunea pe domeniul public și privat. Iar articolul pe care, iar articolul final în care îmi spune că orice alte dispoziții contrare se abrogă. De ce spun lucrul acesta? Pentru că de vreo 2 ani de zile tot particip la tot felul de seminarii, întâlniri cu secretarii de municipii și nu numai, unde se dezbate această problemă concesionarea bunurilor din domeniul privat. Este interzisă prin codul civil concesionarea? Da. Nu mi-ați citit articolul. Păi nu v-am citit articolul, mai v-am spus, pentru că articolul aici, prin interpretare, se interpretează că sunt... Ce nu este interzis prin lege, este permis. Pot interpretezi și așa. Da, mă rog, aici e o discuție juridică, v-am spus, e destul de amplă. Deci dacă interpretăm pera contrario textul, înseamnă că nu se pot concesiona terenul în domeniul public. Mai mult decât atât, există circulară ANCPI la nivelul țării, în care toate oficiile de cadastru nu mai întabulează dreptul de proprietate a concesiunii pe terenul privat după apariția codului civil. Da, deci nu este interzis. De asta spun că trebuie să reglementate foarte clar. Păi nu, dar... noi acum am reglementat închirierea bunurilor numai din domeniul privat. Și public. Și public. Și public. Regulamentul include și domeniul public. Da, și închirierea pe domeniul și public, care nu e prevăzută pe... Și închiriere slash concesiune, până la urmă. Probabil și e o greșeală, da, e o greșeală acolo, o să o retragem. V-am spus inițial, așa a fost proiectul, cu închiriere slash concesiune, s-a retras concesiunea. Probabil e o greșeală tehnoredactare, pentru care ne cerem scuze. Și privește, încă o dată n-am înțeles, privește și domeniul public? Da, închirierea domeniului public și privat, doar atât se referă. Fără concesiunea domeniului public e reglementată separat prin ordonanța 54 și fără niciun fel de reglementări pentru concesiunea domeniului privat. Deci la momentul ăsta nu avem reglementări pentru concesionarea domeniului privat, ci doar după apariția codului administrativ. Da, alte discuții? Dacă nu mai supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține, o abținere, proiectul a trecut. Proiect de hotărâre numărul 8 privind aprobarea reactualizării structurii organizatorice a Spitalului Municipal Sfântul Ierarhul Dr. Luca Onești, inițiator dr. Nicolae. Mulțumesc, domnule președinte. Consiliul Local Onești are inițiativă și hotărăște în toate problemele de interes local, conform legii privind administrarea publică locală. Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești solicită schimbarea denumirii compartimentului de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale, compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale și reactualizarea structurii organizatorice. Impune acceptarea unei hotărâri prin care să se reactualizeze structura organizatorică a Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești. Față de cele arătate, supun dezbaterii și aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Mulțumesc, reprezentantul compartimentului. În conformitate cu prevederile din legea administrației publice locale, Consiliul Local exercită atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni, se asigură potrivit competențelor și în condițiile legii cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local. Având în vedere prevederile din legea 95/2006, ținând cont de haștele 36, 37 pe 2015 și 66 din 2016, precum și de avizul Ministerului Sănătății, considerăm faptul că sunt îndeplinite condițiile de legalitate și oportunitate pentru aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Mulțumesc, reprezentantul Comisiei. Comisia 1 a avis favorabil. Mulțumesc, discuții. Dacă nu sunt, opinii. Doar o precizare. Este primul raport de specialitate care se încheie cu formula față de cele relatate, apreciem că sunt întrunite motivele de legalitate și oportunitate. În condițiile în care nu toți avem o formațiune juridică, nu toți avem cunoștințe și nici nu trebuie, cred că este imperios necesar ca la sfârșitul raportului de specialitate, dacă toți sunt specialiști, să aflăm și care este părerea specialistului. Repet, este primul raport pe ziua de astăzi care ne garantează din punctul de vedere al specialistului că este legal. Să nu mai spunem că aceste rapoarte nu sunt semnate, nu sunt decât așa cu o titulatură acolo în format ORD. Cred că este necesar să auzim o părere avizată, chiar dacă noi putem să nu putem ține cont de ea. Dar este normal să nu se înșiruiește acolo, se înșiruiesc niște acte normative, se povestește un eveniment față de cele relatate, vă rugăm să despuneți în consecință. Păi asta o citesc în expunerea de motive. Nu trebuie să fie copy-paste. Vreau să văd părerea specialistului și o să vedeți că și la celelalte rapoarte de specialitate nu avem părerea specialistului vis-a-vis de acel proiect de hotărâre că întrunește elementele de legalitate și oportunitate. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Mai sunt alte discuții? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc! Nu am încate proiectul acesta. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei actualizate a numărului de personal, organigrame și statului de funcții la Spitalul Municipal Sfântul Ierarh, Dr. Luca Onești, inițiator Dr. Nicolae Primarul. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere solicitarea venită din partea conducerii Spitalului Municipal Sfântul Ierarh, Dr. Luca Onești, am inițiat prezentul proiect de hotărâre de aprobare a formei actualizate a numărului de personal, organigrame și statului de funcții la Spitalul Municipal Sfântul Ierarh, Dr. Luca Onești, conform anexelor prezentate. Față de cele prezentate mai sus, supuneți spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Compartimentul de specialitate. Prin hotărârea de Consiliul Local 43 din 2010 s-a aprobat protocolul pentru predarea pe roale de către Consiliul Local Onești a bunurilor și managementului asistenței medicale în Spitalul Municipal Onești. Având în vedere prevederile din Legea Administrației Publice Locale, Legea 95/2006, HG 56/2009, Ordinul Ministerului Sănătății 1924/2010, ținând cont de prevederile articolului 15 din norma metodologică de aprobare a ordonanței de urgență 162/2008, potrivit căreia Autoritatea Administrației Publice Locale, prin structura cu atribuții specifice, are competențe privind aprobarea statelor de funcții pentru unitățile sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal și bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, ținând cont de adresa Spitalului Municipal Onești Sfântul Ierarh Dr. Luca, considerăm necesară și oportună aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc! Comisia? Comisia 1 a avis favorabil. Da, mulțumesc, subiect la vot. Cine este pentru? Sunt la anumitate proiectul a trecut. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind soluționarea cererii numărul 4789 din 25.01.2018, formulată de către secție Faleza SRL, inițiator de atunci Nicolae Primar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Prin cererea făcută de către SECE Faleza SRL cu sediul municipiul Onești, se solicită acordarea de descoperiri bănești pentru construcția edificată pe terenul proprietatea municipiului Onești, în strada Cașinului numărul 4, invocându-se în același timp și dreptul de retenție până la acordarea descoperirilor. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune soluționarea cererii de acordare a descoperirilor. Având în vedere cele menționate, supunem spre analiză și aprobarea Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Mulțumesc, reprezentantul compartimentului. Prin cererea SECE Faleza, se solicită în temeiul contractului de concesiune încheiat cu Consiliul Local Onești acordarea de descoperiri pentru construcție edificată pe terenul proprietatea municipiului Onești în strada Cașinului numărul 4. În cadrul ședinței Consiliului Local din 27 decembrie 2017 a fost respinsă cererea SECE Faleza de a prelungi contractul de concesiune cu jumătate din perioada inițială, motivele de fapt și de drept fiind analizate la acel moment. Obiectul contractului de concesiune a constat după concesionarea unei suprafețe
de 1500 metri pătrați destinată realizării unui complex de alimentație publică și agrement pe o perioadă de 25 de ani. Potrivit prevederilor privind încetarea contractului prin expirarea datei, concesionarul are obligația de a preda terenul, bunurile care au făcut obiectul concesionării și cele care au rezultat în urma reinvestiției, fiind reglementate două situații după cum urmează. Prima, potrivit căreia concesionarea s-a făcut pe durata existenței construcției, caz în care imobilul trebuie predat concedentului gratuit și liber de orice sarcini, respectiv cea de-a doua, în care durata concesiunii a fost inferioară duratei normate a construcției, și nu s-a acordat dreptul de preemțiune sau, deși acordat, nu poate fi exercitat legal sau concesionarul nu îl exercită, caz în care concedentul datorează concesionarului despăgubiri. Raportat la prevederile contractuale s-a desemnat un expert tehnic judiciar, Metelescu Maria Irina, care a întocmit un raport de expertiză ce a avut drept obiectiv stabilirea eventualelor despăgubiri pe care autoritatea locală le-ar datora Secepaleza pentru clădirea situată în cașinul numărul 4, despăgubiri care trebuiau să pornească de la stabilirea duratei normale de funcționare a clădirii. Față de conținutul raportului de expertiză amintit, precum și drept urmare a studierii întregii documentații, formulăm propunerea de respingere a cererii de acordare a despăgubirilor pentru următoarele considerente. Din analiza Direcției de Urbanism a rezultat faptul că lipsește cartea tehnică a construcției obligatorie, lipsesc referiri privind modul de satisfacere a cerințelor esențiale de calitate, exigențe obligatorii a fi respectate pe întreaga durată de viață a unei construcții. În raportul de expertiză nu au fost identificate mențiuni referitoare la implicațiile nerespectării obiectului contractului de concesiune și nici mențiuni referitoare la celelalte construcții neautorizate care ocupă terenul concesionat, în mod special cele cu privire la extinderea ilegală executată pe terenul deținut de Secepaleza SRL, ce unește clădirea evaluată cu hala Secepi Curici SRL. În aceste condiții, specialiștii din cadrul Direcției de Urbanism au apreciat ca fiind necesar ca valoarea construcției expertizate să nu se rezume exclusiv la valoarea obiectului construit izolat de context, fiind firesc ca să fie scăzută valoarea documentațiilor și a lucrărilor necesare desființării construcțiilor nelegale anexate clădirii pentru respectarea legii 50/1991. S-a apreciat astfel ca fiind necesar, în măsura în care s-ar îndeplini condițiile necesare apropiate despăgubirilor, din valoarea acesteia să fie redusă suma necesară dezafectării acestora pe cale administrativă, precum și orice alte cheltuieli conexe, ce ar fi necesară pentru aducerea terenului la starea inițială. În cadrul raportului de expertiză, experta în mod greșit se raportează la prevederile legii 62/1968, încadrând clădirea în categoria 1, cod 13-15, clădiri pentru circulația mărfurilor. Acest fapt a determinat stabilirea unei durate normale de viață de funcționare greșite de 50 de ani. La capitolul 2, obiectul contractului, este realizarea unui complex de alimentație publică și agrement. Direcția de Urbanism apreciază că obiectul contractului de concesiune nu a fost respectat la emiterea autorizației de construire pentru funcțiunea construire complex comercial și nici prin obiectul de activitate exclusiv comercial din ultimii ani, care nu respectă funcțiunea de alimentație publică și agrement prevăzută în contract sau documentații de urbanism. Experta a justificat schimbarea de destinație a clădirii din rațiuni economice, fără să facă referire la legalitatea acesteia în raport cu obiectul concesiunii. Schimbarea de destinație a unei clădiri nu poate fi luată în considerare decât cu respectarea prevederilor documentațiilor de urbanism aprobate în vigoare, chiar dacă nu se execută lucrări de construire supuse autorizării. Determinarea eventualelor despăgubiri ar fi trebuit să aibă în vedere încadrarea clădirii conform HG 1496/2008, act normativ în vigoare la acest moment. Având în vedere acest catalog, se stabilește ca durata normală de funcționare cea permisă prin obiectul contractului de concesiune este codul clasificare 1514 și are o durată de viață de 16-24 de ani. Deci clădirea ar fi amortizată și municipănești nu ar datora despăgubiri. Din analiza Direcției Economico-Financiare a rezultat faptul că în perioada 2007-2017 municipiul Onești a încasat de la Secepaleza suma de 12.097 de lei reprezentând impozit taxa aferentă clădirii și valoarea concesiunii pentru perioada 1993-2017, 25 de ani, aproximativ 30.000 de lei. Valoarea concesiunii pentru perioada
93-2017 a fost în jurul valorii de 300 de lei pe an pentru o suprafață de teren de 750 de metri pătrați. Conform balanței de verificare de luna decembrie, clădirea a fost recepționată în evidența contabilă a societății în anul 1993 la valoarea de 21.500 de lei. Considerăm că construcția trebuia încadrată în subgrupa 1.5, unde durata normală de viață este de 16-24 de ani. Astfel se regăsesc în rapoartele depuse la Direcția Economico-Financiară pentru plata impozitelor aferente anilor anteriori. Direcția Economico-Financiară a apreciat astfel că valoarea mică a concesiunii pentru suprafață raportat la expirarea perioadei normale de funcționare a imobilului, precum și valoarea beneficiului municipiului Onești de numai 30.000 de lei pentru perioada de 25 de ani cu secefaleza a desfășurat activitatea în locația respectivă, sunt argumente care duc la o neconcordanță cu valoarea dispozitivilor stabilite în raportul de expertiză. În față de cele arătate, am concluzionat faptul că nu sunt îndeplinite condițiile contractuale de acordare a dispozitivilor, apreciem ca fiind temeinică și legală inițierea unui proiect de hotărâre pentru respingerea cererii formulate de SG Faleza pentru acordare de despăgubire. Mulțumesc. Comisia? Este favorabil pentru respingerea solicitării. Dacă sunt discuții pe aia. Aș dori să clarific anumite aspecte. Poate expunerea prezentată de doamna director oarecum în termeni exclusiv juridici, nu e pe înțelesul tuturor. Acea clădire care, a cărui concesiunea terenului nu am, a expirat practic și nu am optat pentru o prelungire din motivele prezentate în ședința de acum câteva luni, acea clădire nu se preta în niciun fel să fie în acea locație. Totuși am zis, am considerat și am optat să facem o evaluare care a fost și prezentată mai devreme cu un expert independent care spune, are un punct de vedere precum clădirea ar valora o sumă de bani care depășește cu mult, în primul rând, sumele pe care le-am încasat, pretențiile sunt mult mai multe, atât sume ce reiesc din impozite cât și din concesiuni. Pe lângă faptul că investițiile care trebuiau făcute și destinația clădirii respective nu au fost respectate. Acolo am spus și mă repet, dorim să dezvoltăm o zonă de agrement și recreere, un parc. Au fost doi agenți economici care desfășurau activitate în acea zonă, clădirile erau lipite, o altă societate comercială a înțeles proiectul nostru și în consecință de cauză ne-a fost alături de proiect. Această societate, din păcate, nu. Am dorit să-i despăgubim, dar pretențiile sunt cu mult mai mari față de ce am estimat. Din păcate, se va ajunge la un proces și nu știu pe ce perioadă se va întinde, dar proiectul nostru în acest an clar nu va putea mai fi dezvoltat în acea zonă și, în consecință de cauză, zona va arăta așa cum nu ne dorim, cred că, niciunul dintre noi. Mi-am propus o soluție amiabilă, înțeleg și de la colegii mei că nu este echitabilă, să zic, oferta propusă de către investitorul din acea zonă, care depășește cu mult ceea ce este, de fapt, de bun simț și rea. Vă mulțumesc și sper să votați în interesul comunității de această dată, ca de fiecare dată. Aș avea și o întrebare. Care a fost utilitatea sau nu știu care a fost interesul de a solicita efectuarea unei expertize extrajudiciare prin care să se stabilească valoarea despăgubirilor, expertiză care a fost solicitată de ambele părți, în condițiile în care primăria știa clar că va veni cu un proiect prin care se va respinge acordarea despăgubirilor. Adică nu poți să apelezi la expert să-mi stabilească despăgubirile în condițiile în care știu că acestea nu vor fi acordate pentru că nu li se cuvine. Prețul expertizei, în fine, discuția este una, este una juridică, cu aspecte juridice. Noi ne-am dorit să nu se întâmple ceea ce se va întâmpla începând de astăzi sau de mâine, și anume să mergem în instanță. Și anume ne-am dorit ca acea zonă să arate într-un fel. În consecință de cauză, deschis o poartă de dialog.
că nu s-a putut, am ajuns aici. Asta a fost a colegilor că am întrebat care sunt posibilități, ce putem face, deci în ce direcție ne îndreptăm. Nu spun că am mers exclusiv pe ceea ce mi-au recomandat colegii, dar am împărtășit în totalitate recomandarea. Asta este raționamentul. Ne-am dorit să nu mergem ani de zile în procese și acea zonă să rămână cum este astăzi. Și anume una prin care cu greu îți vine să o parcurci. Despre asta e vorba, în general. Da, domnul secretar. Este și o condiție prealabilă pentru a merge eventual în instanță. Era o condiție contractuală. Contractul prevedea ca la sfârșit, în situația în care părțile nu se înțeleg pe calea amiabilă, pe baza unei expertize agreate de ambele părți, putem merge la instanță. Dacă am fi mers direct la instanță, șansele ar fi fost, sau reușitele câștigă ar fi fost foarte micuțe. Dar prin faptul că n-am parcurs această etapă pe calea amiabilă. Pentru contractul prevede. Ok, da, mai sunt discuții? Prevedea. Doamna consilier. Dar am și o răspundere agențială. Dacă modulele de la intrare nu vor fi afectate de acest proiect? În drum spre, nu chiar acolo. Adică dar dacă tot facem un parc, construcțiile acelea electrice. A, este, acolo e un imobil, e o clădire, nu sunt module. Nu face referire proiectul prezent, ăsta, proiectul prezentat și suprafața care este în discuție de teren, nu face obiectul discuției. Nu afectează niciun fel. Haideți să fim pe așa. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul ce propune respingerea cererii formulată de SC Faleza SRL. Cine este pentru? Mulțumesc. Abține? Nu sunt. Împotrivă? Nu sunt. Deci proiectul a trecut în unanimitate de voturi. Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a terenurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Onești, în suprafață totală de 2400 metri pătrați, situate în municipiul Onești, strada Perchiului, numărul 1 bis, județul Bacău, în proprietatea Bisericii Pentecostale Philadelphia Onești. Inițiator Florin Constantin. Vă rog, domnule. Având în vedere adresa 20.813 din 25.04.2017, prin care Biserica Pentecostală Philadelphia Onești a solicitat acordarea titlului de proprietate pentru terenul pe care s-au edificat cu obiective de cult specifice, precum și faptul că activitatea Bisericii Pentecostale este de utilitate publică, aceasta asigurând calitatea vieții religioase, morale și sociale a locuitorilor municipiului, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind transmiterea fără plată a dreptului de proprietate asupra terenului în suprafață de 2400 de metri pătrați, situate în municipiul Onești, strada Perchiului, către Biserica Pentecostală Philadelphia. Mulțumesc, domnul Florian. Compartiment de specialitate. Potrivit actului 1 din legea 239/2007, alineatul 1, imobilul aflat în proprietatea statului a unităților administrative teritoriale care au fost atribuite în folosință gratuită culturilor religioase după data de 1 ianuarie 1990, pot fi transmise fără plată în proprietatea unităților de cult deținătoare în condițiile legii. Prin adresa din 21 aprilie 2018, Biserica Pentecostală a solicitat acordarea titlului de proprietate asupra terenului în suprafață de 2400 de metri pătrați din strada Perchiului 1 bis, teren atribuit prin decizia 69/1991 de către Primăria Onești. Față de prevederile tale mai suscitate, considerăm necesară și oportună aprobarea proiectului în forma prezentată. Mulțumesc, doamna consilier. Comisia Discuțială. Mulțumesc. Discuții pe margine, doamna Bădică. Eu am niște nelămuriri cu proprietatea publică și privată. Deci, proprietatea în momentul de față este pe acel teren? Primăria. Este intabulat drept de proprietatea primăriei. Se transmite proprietatea? Da. Sau dreptul de folosință cu titlu gratuit? Proprietatea. Pentru că folosiți întotdeauna fără plată. Era cu titlu gratuit. Asta... Este sintagma luată de lege. Da. Deci proprietarul va fi Biserica Pentecostală. Corect.
și se va înregistra, se va intabula dreptul de proprietate în numele Bisericii Pentecostale. Da, am înțeles. Baza legii 239/2007. Alte discuții? Dacă îmi dați voie și mie, domnule președinte. De principiu, proiectul este ok, în măsura în care putem să sprijinim cultele este bine să o facem. Alt principiu aș vrea să ridic la fileu, acela al egalității de șanse și l-aș întreba pe domnul primar sau eu știu din aparatul de specialitate, dacă sunt persoane care cunosc această situație, câte sau care dintre celelalte culte au instituții sau biserici care beneficiază de acest drept de proprietate? Nu. Toate celelalte culte care au una din condiții să aibă în folosință sau administrare o suprață de teren sau un imobil. Deci condiția preliminară este să fie avut sau să aibă un contract de folosință sau administrare un teren. Să fie o decizie de administrare, da, a terenului în folosință gratuită. Inițiat prealabil. Gen catedră. Da. Și în aceste situații se pot fi catedrala, Maria Magdalena, Biserica Catolică, pe care în teren este în concesiune Biserica de Jos de Sfinții Împărați Constantin și Elena. Sunt mai multe lucruri de pe care. În principiu, copilul care nu plânge. Da. Nu, condiția, o altă condiție este ca entitatea de curs să solicite, să depună un dosar, există un dosar, se face o calumare. În momentul de față există drept de folosință la Biserica Pentecostală, au un drept de folosință? Da, au dispoziție. E o hotărâre. Hotărâre de Consiliu din 21. La propunerea noastră ar fi să amânăm votul acestui proiect și să facem o discuție cu toate cultele, să vedem în ce măsură am putea să facem față unor astfel de cerințe la nivel mai larg și atunci să luăm niște decizii în cauză, văzând situația așa din mai global, să spun așa. Pe global am discutat, nu vă imaginați că nu am discutat cu reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române pe acest subiect. Sunt o serie de documente care trebuie să și le pregătească vis-a-vis de un astfel de demers. Iar inițiatorul hotărăște. Deschiderea vis-a-vis de o astfel de intenție o avem, încă o dată spunem. Nu au venit solicitări în acest sens, cu toate că am avut discuții. Mă refer la discuții cu Părintele Procopoc și numai, că la un nivel peste media. Dar inițiatorul hotărăște în privința procesului, proiectului prezentat. Scuzați, de cât timp se folosește acest teren? Din 90. Deci avem decizia numărul 69 din 29 august 1991, prin care primăria... Deci poate interveni și Uzu Capiună, dacă până la urmă a fost o folosință netulburată. Mai sunt. Au mai tulburat unii. Da. Deci problema este următoare. Eu nu văd dacă, deci, eu am verificat și aceste, și acest proiect de hotărâre, și înscrisurile care au stat, și legea. Avem lege, avem decizie prin care am dat în 91 această suprafață de teren acestei biserici. În folosință gratuită. S-a făcut cerere, nu văd de ce să nu susținem această cerere în condițiile în care cred că din partea primăriei nu este o rea voință sau o intenție de a privi anumite culturi într-un fel și anumite culturi în alt fel, ba din contră. Dacă îmi permite, dar dincolo de condițiile de admisibilitate, ca să zic așa, nu văd care ar fi problema ca fiecare dintre băcașele de cult să-și facă. Adică nu cred că poate fi afectat în vreun fel patrimoniul vruneia sau folosința vruneia. Adică nu văd, nu distinge dintr-o suprafață mare, le împărțim la toate. Nu, fiecare sunt bucățica ei, care vrea să devină proprietar de proprietate. Adică nu știu de ce trebuie făcut o discuție de ansamblu, nu am înțeles. Și nu cred că se pune problema ca odată ce astăzi ar trece acest proiect, dacă s-ar face un proiect similar săptămâna, luna viitoare, mai avem discuții? Nu. Există litigii cu privire la acest teren? Nu. Dacă exista unul, e raportul pe ordinea de zi astăzi. Haideți că facem niște. Deci avem alegeri. Doar la consiliat, în anexele la această hotărâre, avem inclusiv documentația cadastrală. Se spune că terenul este liber de sarcină. Ca să fim în trend, proiectul se referă. A fost pus întrebarea cu celelalte culte. Biserica Română Catolică și-a făcut toate formalitățile și a primit terenul în proprietate de la primărie, la Consiliul Local. Da,
Fiecare trebuie să-și facă. Da, din ce trebuie să-și facă. Restul nu sunt probleme. Bun, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Mulțumesc, nu sunt nici abțineri, nici votul împotrivă. Trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâri privind aprobarea actualizării strategiei de dezvoltare locală a municipiului Onești de Subacru pentru perioada 2017-2022, inițiată de actul Nicolae Primar. Mulțumesc, domnule președinte. Actualizarea strategiei de dezvoltare include informații noi relevante aferente perioade ulterioare elaborării strategiei de dezvoltare, respectiv anul 2017, și o completează cu informații actuale și organizează direcțiile și obiectivele de dezvoltare, precum și planul de acțiune, astfel încât aceasta să corespundă într-o mai bună măsură contextului actual. Întrucât este un document important pentru evoluția viitoare a orașului nostru, fără de care nu putem promova proiectele locale, precum și pentru atragerea unor finanțări din surse externe, vă propunem spre aprobare varianta actuală la care se pot aduce modificări și completări ori de câte ori va fi necesar. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc, compartimentul de specialitate. Actualizarea strategiei de dezvoltare locală constă în introducerea în cadrul planului de acțiune a 4 noi proiecte, proiectul numărul 40, reabilitarea grădiniței cu program prelungit numărul 14 din municipiul Onești, pentru care s-a obținut finanțare prin PNDL 2, proiectul 41, reparații capitale, modernizare și eficientizare energetică a Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Nicolae Luca Onești, proiect depus în cadrul POR 2014-2020 axa 3 și aflat în fază de precontractare. Proiectul 42, reparații grădinițe cu program prelungit numărul 12 și se va realiza cu fonduri de la bugetul local. Proiectul numărul 43, creșterea eficienței siguranței rutiere pe drumurile naționale care traversează municipiul Onești. Proiect ce se intenționează să depună în cadrul POR 2014-2020. De asemenea, se solicită modificarea unor denumiri ale proiectelor care sunt existente în planul de acțiuni, modificări necesare pentru a corespunde cu denumirile din documentațiile tehnico-economice întocmite, actualizate ulterior aprobării strategiei. Aceste proiecte sunt proiectul numărul 19, reabilitare care a judului în municipiul Onești devine modernizare calea judului pe DN11A în municipiul Onești și urmează să depune în cadrul POR 2014-2020 axa 13, proiectul 22, apărări de mal râul Totul din municipiul Onești devine apărări de mal pe râurile Totul și Otu, proiectul 28, reabilitarea termică a blocului din strada Libertății numărul 1, devine reabilitarea blocului de locuințe sociale din strada Libertății numărul 1, proiectul 30, extindere rețea de iluminat în municipiul Onești, devine modernizare și extindere rețea de iluminat în municipiul Onești, proiect ce urmează, fi depus în cadrul POR 2014-2020, axa 3, iluminat public, reabilitarea termică Biblioteca Municipală Onești devine, lucrări de modernizare și dotare a Bibliotecii Municipale Radu Rosetti, proiect ce urmează a se depune în cadrul POR 2014-2020, axa 30. Considerăm că este oportună și legală proiectul și vă rugăm să-l votați în forma prezentată. Mulțumesc. Reprezentantul Comisiei. Aviz favorabil. Comisia 1. Comisia 2. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții. Supuneți spre aprobare acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiectul a fost adoptat. Și penultimul proiect, adică ultimul după ordinea de zi, în afară de diverse, proiect de hotărâri privind actualizarea proiectului reparații capitale, modernizare și eficientizare energetică Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești, a cheltuielor legate de proiect și aprobarea actualizării numărul 2 la acordul de parteneriat numărul 48-122 din 3-10-2017, inițiator Neatul Nicolae Primar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Conform unor solicitări de clarificări din partea ADR Nord-Est Piatra Neamț, au fost necesare reîncadrări ale unor categorii de cheltuieli din capitolul eligibile în capitolul neeligibile, fapt care modifică bugetul proiectului și defalcarea pe surse de finanțare. În acest sens, este necesară aprobarea proiectului actualizat, reparații capitale, modernizare și eficientizare energetică Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca, fără Nicolae, Onești, aferent cererii de finanțare. De asemenea, este necesar a se aproba actul adițional numărul 2 la acordul de parteneriat care stipulează obligațiile părților implicate în realizarea acestei investiții, precum și împuternicerea conducătorului spitalului pentru semnarea documentelor și a contractului de finanțare în calitate de lider de parteneriat. Considerăm că prin această finanțare se degradează bugetul local de sumele necesare în realizării investiției, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! 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 Mulțumesc!
La inițiativa conducerii Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești s-au întreprins măsurile necesare pentru depunerea cererii de finanțare în vederea realizării unei investiții care se conducă la îmbunătățirea siguranței în exploatarea clădirilor, creșterea confortului pacienților, precum și reducerea costurilor aferente întreținerii acestuia. Investiția se realizează în baza unui acord de parteneriat încheiat între Municipiul Onești și Spitalul Municipal, act în care se stabilesc activitățile și obligațiile financiare a fiecărei părți. Urmarea analizării documentației de către evaluatori din cadrul ADR Nord-Vest, în faza precontractuală, s-au solicitat clarificări care au vizat modificări ale încadrării unor activități în categoria costurilor eligibile, în categoria costurilor neeligibile, fără a modifica valoarea totală a proiectului, așa cum a fost aprobată prin HCL numărul 17. Valoarea totală a proiectului este cea prezentată în prezentul proiect de hotărâre. Față de toate cele motivele arătate pe larg în raportul de specialitate, considerăm că este legal și oportun proiect în forma prezentată. Mulțumesc. Comisia? Comisia 1, aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe baza acestui proiect? Dacă nu sunt, spunem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Proiectul a adoptat în unanimitate. Trecem la diverse. V-aș ruga să vă înscrieți pentru diverse. Facem o listă de consilieri care se înscriu ca să meargă discuțiile mai repede. Totul consilieri Goșe. Doamna consilier Bădin. În dreapta, în stânga, în centru, am închis listă. Vă rog, în urma păilor abundente de săptămâna trecută, există un drum auxiliar care leagă cartierul Belci de cartierul Slobozia Veche, pe o suprafață de vreo 70-80 de metri. A fost colmatat un pic drumul, urma ieșirii din Albia. Vă rog dacă puteți să trimiteți pe cineva să vadă despre ce este vorba și să curățim un pic albă. Da, da. Slavă, atenție, mulțumesc. Doamna. Pornim de la premisa că avem acoperirea legală și disponibilitatea și bugetarea, așa cum ne-a spus domnul primar, aș propune ca pentru luna august să aveți în vedere, domnul primar, premierea elevilor cu rezultate bune. Suntem în vacanță, mai este o lună de vacanță. A trebuit să se bucure și ei de acești bănuți, pentru că începe școala. Să nu uităm că sunt niște elevi eminenți, majoritatea timpului și îl petrec studiind. Deci ar fi bine ca pe perioada aceste vacanțe școlare să încercăm premierea și stimularea așa cum ați promis și cum ați spus că se poate face. Vă mulțumesc pentru recomandare. Apreciez atenția dumneavoastră vis-a-vis de rezultatele deosebite în învățământ obținute de copiii din municipiul Onești. Într-adevăr, o să ne onorăm de promisiunile făcute, nu numai eu în calitate de primar, ci și dumneavoastră și colegii mei din primărie, dar nu acum. În această toamnă spre iarnă vom face un eveniment care se va numi Gala Sportului și Învățământului Oneștean, care să se bucure un număr mai consistent de tineri, atât sportivi cât și cei cu rezultate obținute, nu doar la bacalaureat, ci și la olimpiadele naționale și internaționale. Momentul acesta va fi undeva toamna târziu. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Declar închisă ședința ordinară de astăzi. Vă doresc o zi bună și vacanță plăcută celor care vă fac urmă. Cu precizarea că luni va fi o ședință extraordinară, convocarea va fi în cursul zilei de mâine. Sunt tot pe aspecte, tot pe aspecte legate de fonduri europene cu indicatori și dar. Dar n-am avut documentația, mâine va veni documentația și tot ne rog să convocăm.